găsit în cadrul rubricii Sfertul Economic. Sunt Mihai Stoicescu, gazda dumneavoastră. Cei mai mulți oameni nu știu să se raporteze corect la bani. Există două mari extreme. Fie să faci din ei o obsesie, fie să-i desconsideri. Cei mai mulți oameni să fac din bani o obsesie. Au mai multe slujbe, muncesc aproape non-stop. Nu mai au noțiunile de noapte și de zi, serviciu, familie, casă, pauză, concedii, pentru că au gândul că trebuie să câștige din ce în ce mai mulți bani. Aceștia chiar pot ajunge să atingă o astfel de performanță, însă din nefericire cu sacrificii mari. Fie își pierd sănătatea, fie familia. Ajung să fie dați drept exemplu de reușită în viață. Ni se transmite ideea că noi nu câștigăm atât de mulți bani pentru că nu suntem dispuși să facem sacrificii pe care astfel de persoane le fac. Însă, de ce ar trebui să urmeze exemplul unui om care, e adevărat, a reușit din punct de vedere financiar, însă în celelalte aspecte ale vieții a eșuat lamentabil? Psihologul Thierry Gallois, specializat în comportamente adictive și patologia legată de stres, spunea: cei care vorbesc prea mult despre bani pot ascunde o dependență, o adicție față de ei. Iar o astfel de adicție poate ajuta persoana să compenseze o lipsă de încredere în ea și o dorință de a se simți valorizată. Cu alte cuvinte, Gallois spunea că persoanele obsedate de bani au un sentiment de inferioritate pe care ajung să și-l trateze cu și mai mulți bani. Prin urmare, aceste persoane nu pot fi cele mai multe exemple de urmat, pentru că în viață banii nu înseamnă totul. Până la urmă, degeaba am făcut avere dacă trebuie apoi să-mi recuperez sănătatea și asta dacă o mai pot recupera. Degeaba sunt un om potent financiar dacă nu am sau mi-am pierdut familia. Cealaltă extremă este să-i desconsider, să crezi că nu sunt importanți. Persoane de felul acesta pot câștiga chiar bine, însă niciodată nu știu ce au făcut cu banii. Din nefericire, pot acumula multe datorii pentru că nu le ajung. Cheltuie fără să țină cont de nimic. Cu alte cuvinte, nu știu să gestioneze. Aceste două extreme au stat la baza apariției unor mituri despre bani. Banul este ochiul diavolului. Banii nu aduc fericirea. Sau banul schimbă pe om. Noi vom încerca să ne ocupăm de fiecare în parte. Unul din miturile care circulă conștient sau inconștient în mintea noastră este că nu poți ajunge bogat fără compromisuri. Tocmai de aceea s-a ajuns la concluzia că banul este ochiul diavolului. Acum, dacă privim la ceea ce se întâmplă acum, ai putea concluziona că acest mit este cât se poate de adevărat. Miniștri, parlamentari, primari, oameni de afaceri au ajuns în spatele gratiilor pentru fraudă, luare de mită, spălare de bani și așa mai departe. Dar nu numai la noi se întâmplă lucrul acesta. În anul 2015 s-a declanșat unul din cele mai mari scandaluri de corupție la nivel înalt în cadrul Federației Internaționale de Fotbal Amator, FIFA. O serie de oficialități a fost acuzată de luare de mită pentru favorizarea unor țări, precum Rusia și Qatar, în vederea organizării campionatului mondial. Dar să nu vă gândiți că mita era de ordinul sutelor sau miilor de euro, ci vorbim de milioane de euro. Scandalul acesta a pus sub semnul întrebării modul în care și alte instituții de sport internaționale, precum Comitetul Internațional Olimpic, decid organizarea de competiții mondiale, în acest caz Jocurile Olimpice. După aceste exemple, am putea concluziona că banul este ochiul diavolului. Sir Francis Bacon lămurește acest mit atunci când spunea că banul este un excelent servitor, dar un mizerabil stăpân. Până la urmă, nu banii sunt problema, ci iubirea de bani este rădăcina tuturor acestor rele. Banul în sine nu este nici bun, nici rău. Să știți că, deși pare greu de crezut, banul este una dintre cele mai bune invenții ale omului, pentru că facilitează schimbul. Ia gândiți-vă cum ar fi fost dacă și astăzi am fi funcționat după sistemul barter. Ce s-ar fi întâmplat cu serviciile? Haideți să luăm un exemplu simplu. Să presupunem că repar televizoare. În fiecare zi am nevoie de o pâine, pe care trebuie să o procur de la brutar. Banul a rezolvat această problemă fiind un intermediar, însă trebuie folosit cu chibzuință de către cel care îl deține. Eu trebuie să fiu stăpânul banului, nu el să mă stăpânească pe mine.
Aproximativ 90% din problemele de căsnicie sunt cauzate de bani. De asemenea, se pare că aproximativ 90% din motivele de nefericire sunt cauzate tot de bani. De aceea, de multe ori, auzim întrebarea, aduc sau nu aduc banii fericirea? Albert Camus spunea că există un fel de snobism spiritual care îi face pe oameni să gândească că pot fi fericiți fără bani. Dacă am realizat un studiu asupra persoanelor foarte sărace, am constatat că banii chiar le aduc fericirea și zâmbetul pe buze pentru că le sunt împlinite nevoile primare, hrană și îmbrăcăminte. Unul dintre sloganurile companiei Lexus suna cam așa. Oamenii care spun că banii nu aduc fericirea, nu îi cheltuiesc cum trebuie. Prin urmare, dacă știi să cheltuiești banii, aceștia îți aduc fericirea. Alții cred că banii nu aduc fericirea pentru că s-a făcut un studiu asupra persoanelor care au câștigat sume mari la loterie și s-a constatat că starea de fericire a acestora a durat doar 5 ani, după care nivelul de fericire a revenit la cote normale. Adică, atunci când oamenilor le este satisfăcută nevoia primară, atunci banii nu mai sunt atât de importanți pentru fericirea lor. Einstein spunea că cele mai prețioase lucruri din viață nu sunt acelea procurate cu bani. Asta înseamnă că poți cumpăra medicamente cu bani, dar nu și sănătate. Poți cumpăra oameni, dar nu prieteni. Poți cumpăra diplome, chiar doctorate, dar nu și profesionalism. Funcții, dar nu și respect. Partener de viață, dar nu și dragoste. Până la urmă, ne aduc sau nu ne aduc banii fericirea? Răspunsul este, depinde de sistemul nostru de valori. Aceasta înseamnă că în momentul în care valorile prioritare din viața noastră vor fi atinse, atunci vom fi fericiți. Cineva spunea că este mai important în viață cariera, apoi este importantă familia, sănătatea, respectul și banii. Acestea sunt valorile lui. Banul schimbă pe om. Acesta este ultimul mit de care ne vom ocupa astăzi. Atunci când pe un site de forum a fost lansată întrebarea dacă banul schimbă pe om, marea majoritate a respondenților nu numai că au confirmat mitul, dar a și dat exemple concrete. Cei care au dat de bani și care au devenit patroni vor angajați dedicați, educați, profesioniști, însă plătiți cu salarii derizori. Money Crasher a publicat un articol referitor la modul în care banii pot schimba și afecta comportamentul oamenilor. Articolul precizează că banii pot afecta negativ modul în care acționăm. Cei bogați intră în așa numitele capcane ale bogăției, precum lipsa compasiunii, conflictul dintre clase, izolare, deteriorarea eticii și așa mai departe. Banii în sine nu sunt nici buni, nici răi. Nu ne transformă nici în bine, nici în rău, ci doar amplifică ceea ce este în noi. Scot în evidență adevărata noastră față, caracterul, realitatea. În final, vom vorbi de cum ar trebui să ne raportăm corect la bani. Spuneam că un om care a câștigat o mulțime de bani în viață poate fi considerat un exemplu demn de urmat, atâta timp cât celelalte aspecte ale vieții sale lasă de dorit? Nu, cu siguranță nu. Atunci când vorbim de bani, de dezvoltare financiară, trebuie să ținem cont de următorul aspect. Banii nu sunt totul. Omul cu adevărat realizat este cel care se dezvoltă echilibrat. Adică se dezvoltă din punct de vedere intelectual, în primul rând. Din nefericire, școala omoară dorința de cunoaștere a omului. În casele primare, abia așteptăm să mergem la școală. Însă, cu cât înaintăm în vârstă, abia așteptăm să scăpăm de ea. Ce ar trebui să facem? Poate să citim ceva interesant, să mergem la diverse cursuri sau seminare care ne strânesc curiozitatea. Mediocritatea ne face să nu ne mai dorim nimic, așa că haideți să ne ferim de ea. Un al doilea lucru, să ne dezvoltăm din punct de vedere fizic. Aceasta înseamnă că să avem grijă nu numai de ceea ce mâncăm sau cum mâncăm, dar să facem și mișcare pentru a fi sănătoși. De ce aș face bani dacă nu mă pot bucura de ei? Pentru că mă doare în stânga, în dreapta, nu mă pot mișca, nu pot urca pe munte, nu pot înota, nu mă pot plimba și lista poate continua. În al treilea rând,
Să ne dezvoltăm din punct de vedere social. Au apărut tot felul de rețele sociale care să ajute, să ne ajute să socializăm. Nu știu cum, dar atunci când folosim aceste rețele, nu mai știm să vorbim unii cu alții față în față. Ne transmitem mesaje unii altora chiar și dacă între noi este doar o ușă sau un zid. Să petrecem timp cu familia, să mâncăm împreună, să ieșim cu prietenii, să comunicăm, să socializăm în adevăratul sens al cuvântului. Aceasta înseamnă dezvoltare socială. Și nu în ultimul rând, să ne dezvoltăm din punct de vedere moral. Să ne înțelegem la comportamentul suburban și să ne dezvoltăm trăsături corecte de caracter. Respectul, cinstea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine sau blândețea. Un astfel de om îl putem considera demn de urmat. Cu aceasta punem punct ediției de astăzi a Sfertului Economic. Până data viitoare, vă doresc dezvoltare echilibrată.